Salutare! Eu vroiam, iată, încântăream gândurile ca să fac un apel cu, mă rog, ca să ne vedem la Curtea Constituțională, pentru că, așa cum ne-am înțeles ieri, dar fix acum deschid eu știrile și când colo domnul, așa zis, judecător, care n-a fost niciodată judecător la Curtea Constituțională, s-a retras. Nu-i clar de unde s-a retras, dar aparent domnul Dodon are noroc, așa un șah de domn ferești. Întâi doamna Durleșteanu, după asta Lupașcu, nu că i-am comparat, ei nu trebuie comparați, ei sunt oameni diferiți, dar totuși, așa un șah de maestru cu Tom Perești. Dar în orice caz, dragilor, bună dimineața, noroc, Roman, n-am vorbit de... Eu oricum, pe ce opțiun merg, și eu n-am vorbit încă cu colegii mei, sincer vă zic, dar eu presupun că nimic nu s-a schimbat, oamenii de mult sunt în drum din teritorii, așa că ne vedem în fața Curții Constituționale. Astăzi este ziua drapelului de stat și cum alt mod mai frumos să-l sărbătorim decât iată acolo unde el trebuie protejat și el și ceea ce el reprezintă trebuie protejat în ultimă instanță. Chiar și când tot restul mecanismelor dau greș, chiar și când toate lanțurile de comandă și toate instituțiile eșuează, există Curtea Constituțională care are șansa să pună ultimul cuvânt. Și de aceea este important să protejăm independența acestei curți. Și de ce este important să nu permitem impostori, trădători și corupți să aibă accesul în Curtea Constituțională. Și asta este motivul din care noi facem ce facem zilele astea, pentru a ne arăta susținerea. Cum am spus-o și ieri, noi protestăm de mult timp, unii oameni într-adevăr protestează de toată viața, fiecare dată când a fost nevoie, însă nu îmi amintesc prea des să fi avut în trecut să și avem ce apăra. Și eu nu am în vedere valori și nu am în vedere principii. Eu am în vedere un lucru concret, cum este o instituție. Această curte, avem noroc de ea. Fără această curte, lucrurile aveau să fie mult, mult mai grave în acești 2 ani. Și mai ales în acest cât un an deja jumate de când Dodon a concentrat puterea în mâinile sale. Și a crezut că poate să fie următorul plahotniuc. Și el în continuare crede asta. Noi să-l trezim la realitate, încet cu încet. Șahmatistul naibii. Și restul hoților din jurul lui. Asta am vrut să vă spun. De ce e? Chiar dacă plouă, am luat un fel de 2 feluri și mergem la o plimbare. În alte țări plouă fiecare a 2 zi. Viața continuă. E drept că e mai puțin glod. Și glodul nu are geopolitic și naționalitate, cum era așa și este, sub diferiță primare. Dar o să le rezolvăm pe toate. Ne vedem la Curtea Constituțională. Dacă în privat eu am foarte multe mesaje, hai să ne întâlnim, de vorbit una alta. Iată, de exemplu, azi eu o să fiu cam toată ziua la Curtea Constituțională. Mă prindeți acolo, ieri am vorbit cu vreo 40 de oameni minim. Mi-mi place să mă învârt prin mulțime și mai schimb o vorbă, 2, ba cu unul, ba cu altul. Așa că, dacă vroiați să mă prindeți, să discutați o idee, o reformă, o problemă, într-adevăr, noi avem foarte puțin timp și suntem foarte puțini, dar
Iată, ne vedeți pe toți, majoritatea probabil, adică o să mai disparem, o să mai aparem, dar ne vedeți la Curtea Constituțională, acolo și putem să vorbim. Asta am vrut să vă spun, vă cuprind, vă mulțumim tare mult pentru susținerea pe care o simțim. Noi nu facem asta de capul nostru, noi facem asta pentru că simțim un suport în societate. Și asta e foarte important. Noi, de fapt, în acești 2 ani și în general, în Parlament nu trebuie să faci mult tare din capul tău. Trebuie să faci cu inima ceea ce crezi că oamenii așteaptă de la tine. Uneori dai la o parte opiniile personale și apelezi la omul pe care îl reprezinți. Vă cuprind, dați share, dați like-uri, comentăm, mai adresăm așa, foarte politicos, fără agresiune, dar mai adresăm comentariile, vă rog mult, la tot felul de comentatori online care au decis cu viața lor să facă asta. Vă iubim, vă cuprindem, ne vedem azi, mâine, când o fi. Pa!